Pentru început aș dori să citesc un singur verset din Proverbe, capitolul 17, versetul 14. Și vom mai reveni de-a lungul acestui timp asupra acestui verset. Proverbe 17 cu 14. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Amin. Ne bucurăm că și în dimineața aceasta suntem în aceeași temă largă despre familie. Și dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă astăzi, observăm foarte ușor că familia cred că este instituția cea mai atacată în ziua de astăzi. Din orice zonă vin atacuri înspre familie, din exterior, înspre interior. Dar în dimineața aceasta aș vrea să vă aduc atenția asupra unui pericol mai perfid, zic eu, decât cel care poate să vină din afara familiei înspre interior, și anume acel pericol care vine chiar din interiorul familiei, pericolul de a fi dezbinați. De aceea, în dimineața aceasta vom sta asupra acestui subiect, gestionarea conflictelor. Cum să ne certăm sau cum să nu ne certăm, de fapt, sau cum să oprim cearta înainte de a se înteți, după cum spune înțeleptul Solomon. Începutul unei certe este ca și slobozirea unor ape, și după ce le-ai dat drumul, îți dai seama că nu mai poți opri unde vrei și când vrei. De aceea Solomon spune, curmă cearta, oprește-o, înainte de a se înteți. Așa că în dimineața aceasta vom sta în jurul acestei teme. Conflictele și aceste diferențe de opinii care le întâlnim în familiile noastre pot să degenereze în dezbinare. Și dezbinarea, la un moment dat, poate să devină atât de profundă și atât de adâncă încât să se termine, să culmineze într-un divorț. Dar, pe de altă parte, aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că nu totdeauna conflictul în sine este ceva rău, însă este bine să înțelegem că orice conflict care nu este administrat corect, nu este gestionat bine, poate să devină o mare problemă pentru familiile noastre. Familia în sine trebuie să rămână acel cuib de liniște, de confort, în care abia să aștept să revii, să te întorci. Trebuie să fie acea sursă de pace, de liniște. Acel spațiu în care trebuie să te simți cel mai sigur în comparație cu orice loc în care te-ai putea afla. Asta trebuie să fie familia pentru noi, pentru fiecare din noi. Atât soție, cât și soț și copii, de asemenea. Nu știu dacă dumneavoastră ați întâlnit în jurul dumneavoastră prieteni, colegi de serviciu sau colegi de școală, persoane, atât bărbați cât și femei, cărora să le fie groază să meargă acasă. Ați întâlnit? Vă dați seama ce chin trebuie să ducă acea persoană zi de zi cu ea? Dacă spațiul în care ar trebui să te refaci devine ceva la care atunci când te gândești că trebuie să ajungi acasă, nu știi cum să-ți gestionezi emoțiile, nu știi cum să-ți gestionezi trăirile interioare, că te iau tot felul de sentimente, cât de mare trebuie să fie acel dezastru? Cât de mare trebuie să fie acel iad din acea casă? Dar aș vrea să spun un lucru. Când acei oameni, acei prieteni sau colegii dumneavoastră s-au căsătorit, niciunul din cei doi nu și-au imaginat că viața lor poate să ajungă până acolo. Că viața lor de familie poate să trăiască un asemenea dezastru. Și noi toți care suntem căsătoriți, când ne căsătorim,
Mi se pare că totul este frumos, totul este roz, toate vor fi bune și visele noastre și iluziile noastre sunt la cele mai înalte cote. Și cum se face totuși? Că unii dintre noi, sau poate chiar dumneavoastră care sunteți în sală astăzi aici, ați trăit momente crunte de dezamăgire, de angoasă, în cadrul familiei. În acel spațiu în care ar fi trebuit să vă simțiți cei mai protejați. De aceea în dimineața aceasta aș vrea să stăm un pic și să ne dăm seama, să realizăm împreună, că degenerarea atmosferei din familie, degenerarea relațiilor dintre soț și soție, nu se întâmplă peste noapte, ci un proces, unor lent, altor poate un pic mai accelerat, dar e ceva ce se petrece în timp. Asta, pe de o parte, este și un lucru bun, că înseamnă că putem interveni pe parcurs să reglăm lucrurile. Asta înseamnă că pe parcurs putem interveni să schimbăm cursul acesta destructiv al unui conflict și să obținem tot ce se poate mai bun dintr-o tensiune, dintr-o divergență, dintr-o diferență de opinie, dintr-un conflict. De aceea, în dimineața aceasta, o să parcurgem împreună 4 puncte. În primul rând, foarte scurt, vom defini ce este conflictul. În al doilea rând, vom observa o bună parte din factorii care declanșează un conflict în familie. Noi vom putea aminti pe toți că sunt foarte mulți, dar îi vom grupa în câteva categorii. Apoi vom privi o diagramă în care vom vedea dinamica unui conflict, cum crește un conflict, cum se dezvoltă și apoi cum poate să descrească, cum poate să fie atenuat. Și în cele din urmă vom încheia cu câteva repere de care trebuie să ținem cont când vorbim despre gestionarea conflictelor. Dacă este să revenim la problema definirii conflictului, foarte simplu, conflictul putem defini ca fiind o neînțelegere între soț și soție, în cazul nostru, pentru că vorbim de conflictul în familie. Și acest conflict apare, această neînțelegere apare vis-a-vis de anumite interese sau anumitor interese diferite pe care unul le manifestă în familie în detrimentul celuilalt. Și putem da o sumedenie de exemple, când din cele mai mici lucruri la care noi ținem și când avem impresia că celălalt nu pune preț pe ceea ce pun eu preț, nu definește ca fiind important ceea ce eu definesc important, automat începe să se creeze acolo un disconfort, o stare de tensiune, pot să apară niște cuvinte poate puțin mai tăioase și deja suntem în buza unui conflict. Când vorbesc de conflict, nu mă refer neapărat la diferențe de percepții, pentru că astea ar trebui în mod normal să ni le lămurim discutând, ni le definim, comunicăm clar că e vorba doar de o anumită percepție a unuia sau celuilalt și se depășește acel moment. Când vorbim de conflict, depășim de ceva ce se întâmplă după ce ne-am asigurat că nu diferența de percepție este o problemă, ci că sunt chestiuni obiective asupra cărora avem percepții, avem păreri diferite, vedem că lucrurile ar trebui să se întâmple într-un mod diferit. Și asupra acestor lucruri încă noi nu găsim un punct de vedere comun. Când vorbim despre conflict în familie, la astfel de lucruri ne referim. Și acum să trecem la punctul 2 și să observăm câteva lucruri care pot să genereze conflicte în casele noastre, în familiile noastre. De ce e important acest punct? Pentru că nu știu dacă dumneavoastră ați întâlnit, sunt anumite persoane care se ceartă din orice.
Domnule, parcă din orice cuvânt și dintr-o privire, el găsește un motiv de ceartă. Și uneori aceste motive de ceartă pe care noi le purtăm în noi și uneori nici măcar nu le conștientizăm, nici nu știm de unde vin aceste predispoziții de a vedea totul în negru, de a vedea totul într-o tensiune, într-o problemă pe care trebuie cumva să o treci. De aceea, uitându-ne la aceste câteva elemente care pot să declanșeze conflicte în casele noastre, aș vrea să stăm fiecare din noi și să încercăm să identificăm în acest timp care sunt cele mai des întâlnite în casele noastre. Primul, care este cel mai des întâlnit, poate, și apare în opiniile multora, că acesta este în top, este cel despre care s-a și vorbit în prima duminică din februarie și ne vorbea Dani despre acest lucru, este legat de comunicare. Nu am să mai insist asupra acestui aspect. Cei care nu ați fost, puteți relua, le avem pe canalul nostru de YouTube al Bisericii, o predică întreagă despre ce înseamnă comunicarea în familie. Vă recomand, aveți un mesaj foarte bine structurat, vă este de folos și mi este de folos și împreună vom putea crește la acest aspect. Al doilea lucru care generează conflicte în familie este orgoliul și mândria sau aroganța. Acestea împreună. Dar știu că nu-i vorba despre noi, așa-i? Ascultați-mă, de câte ori, atunci când am ajuns la un moment în care argumentăm anumite lucruri, de câte ori s-a auzit în casele noastre, de ce așa? Și răspunsul este, pentru că așa spun eu. Asta este o dezbatere pe argumente? Nu? Asta înseamnă că unul face apel la cine este el, eventual la statutul lui. Deseori asta se întâmplă, să auzim asta din gura unui bărbat, de cele mai multe ori. Pentru că el înțelege că a fi bărbat în casă e să fie el șeful. Și indiferent dacă are argumente sau nu are argumente, pentru că el are o poziție de apărat, intră în joc orgoliul lui și spune, fără să nu mai aibă niciun argument, pentru că așa spun eu. Dragii mei, mândria și orgolul este cel mai bun combustibil care declanșează și care poate să întrețină un conflict. Știți de ce? Pentru că un astfel de om sau astfel de femeie, un astfel de soț sau astfel de soție, când are ca și ultim argument orgoliul, dezbaterea pe argumente logice nu mai contează. Din cauza asta, este destructiv. Nu ai cum să dezbați cu un om orgolios care nu ține cont de niciun argument logic, nu ține cont de rațiune. Pentru el, singurul scop e să-și apere poziția lui, pentru că trebuie să se apere pe sine. În acel moment, nu știu ce șansă de a rezolva un conflict este decât ca cealaltă parte să se retragă din acest conflict. Ceea ce pe termen lung va duce daune serioase acelei familii. Nu asta este soluția. Deci omul orgolios când intră într-un conflict, când declanșează un conflict, nu va ezita să atace persoana cu care stă de vorbă. Deci este cel mai perdant lucru. Un conflict, ca să devină constructiv, el ar trebui să aducă în atenția celor doi o problemă în care, într-adevăr, cei doi au puncte de vedere diferite. Dar acolo trebuie să aibă loc o negociere, dacă vreți. O stare de vorbă în care, pe argumente logice, tragem o concluzie de ce nu-i bună varianta A sau de ce ar fi bună varianta B, sau care sunt plusurile și minusurile la varianta A, care sunt plusurile și minusurile la varianta B. Și în acest fel ar trebui să se petreacă o dezbatere vis-a-vis de orice subiect care îl avem în casă. De aceea este contraindicat, este
aș putea spune, într-o familie creștină, absolut interzis apelul la acest tip de abordare, pentru că spun eu. Și vom vedea, când vom ajunge la punctul 4, la câteva principii de care trebuie să ținem cont în gestionarea conflictelor, vom vedea atunci cine ești tu de fapt. Ce îmi dă mie dreptul să vin cu atâta autoritate să spun, se face așa pentru că spun eu. Vom vedea. Deci orgolul e o mare problemă. Dragii mei, Dumnezeu spune în Scriptură că Dumnezeu dă har, spuneți dumneavoastră, celor smeriți. Dacă vreți să aveți, sau dacă vrem să avem împreună o familie plină de harul lui Dumnezeu, trebuie să scoatem afară orgoliu, mândria, aroganța și să facem loc smereniei. Că Dumnezeu dă har celor smeriți. Doamne ajută! Un alt aspect, o altă problemă care declanșează multe conflicte, multe stări tensionate în familie, este acest capitol al finanțelor, al banilor. Și despre acesta, dacă Dumnezeu ajută, vom discuta data viitoare. Nu voi insista asupra lui, doar voi sublina fugitiv câteva aspecte. Dragii mei, banii pot să genereze conflicte în casele noastre și când sunt puțini, că nu ajung și devine stresantă gestionarea lor, pentru că oricât ai încerca să-i întinzi, nu ți ajung la toate nevoile. Dar ascultați-mă bine, banii pot să genereze în familiile noastre conflicte și tensiuni și când sunt prea mulți. Wow! Da? Haideți să mergem la primul punct. Este o vorbă, ferice de omul, de bărbatul care face mai mulți bani decât poate să cheltuiască nevasta lui. Știați, nu? Și după aceea, aceeași vorbă spune, ferice de femeia care găsește un astfel de bărbat. Problema banilor, oricum ar fi, că-i ai, că nu-i ai, dacă nu este gestionat înțelept, poate să degenereze într-un conflict. Este foarte important să găsim înțelepciunea de a gestiona acest aspect. Doar atât aș puncta aici, dragilor. E drept. Noi, ca și bărbați, citindu-mă în Scriptură, înțeleg că Dumnezeu a dat acest rol bărbatului de a-și întreține casa. El trebuie să fie răspunzător, să se asigure că sunt resurse în casă. Dar în același timp, s-ar putea ca doamnele noastre, soțiile noastre, să cunoască mai bine decât noi, bărbații, de ce anume are casa noastră nevoie. Pentru că dacă ea face lista de cumpărături ca să ne pună nou de mâncare în față, degeaba mă irit eu și spun, iară cheltuiește atâta pe mâncare. Simplu ar fi să postesc mai des ca să reduc din buget atunci. Adică sunt niște chestiuni practice de care noi, bărbații, ar trebui să ținem cont. Dacă vine doamna mea, soția mea și îmi spune că are nevoie, nu știu, de un set de oale. Ascultați-mă, cu dragii le cumpăr. Pentru că știu că îi place să gătească și absolut normal. Și m-aș bucura când eu am nevoie de anumite scule. La fel, cu drag să pună ștampila, să spună, ok, Beni. Dar până să ajung acolo, prima dată trebuie să mănânc. Și ca să pot să muncesc, prima dată trebuie să mănânc. Și ca să mănânc, prima dată trebuie să-mi facă de mâncare și trebuie să aibă toate condițiile. Și mai ales în bucătărie. Ar trebui ca ea să aibă ultimul cuvânt. Amin, fraților? Amin. Că dacă se arde mâncarea, o să-mi spună că nu-i tigaia bună. Că nu-i cratița bună, nu? Apropo de acest domeniu al bucătăriei, l-auzeam pe fratele Gigi Cosman dând un exemplu într-o conferință a familiilor și spunea că unul din frații lucrători a fost sunat miez de noapte să vină urgent că le arde casă. Era o problemă foarte serioasă. A plecat în familia respectivă. Care era problema?
Bărbatul vrea să-și impună punctul de vedere unde să fie ceasul pus în bucătărie. Și soția a făcut impudența să-l mute din locul în care era în altă parte. Și pentru asta a stat până la miezul nopții și s-au tot certat. Și după ce i-a ajutat să ajungă la o concluzie și, bineînțeles, ceasul putea fi pus frumos înapoi unde a fost locul, bărbatul a zis, nu, nu, să-l pună ea. Observați, referitor la punctul anterior, un orgol din ăsta prostesc, care nu duce la nimic decât la consum de energie. Dragii mei, sunt anumite zone în care ar trebui să ne dăm credit unul altuia, fiecare pe zona lui de răspundere, de specific al lucrării pe care îl face și acolo ar trebui să dăm credit celuilalt. Mai ales în zona asta a cheltuirii, a bugetului, dar asta nu înseamnă că aruncăm cu banul, despre asta e vorba. Ci vorba despre o negociere, dacă vreți, o stare de vorbă, o înțelegere pe care trebuie să o manifestăm în dreptul nevoii celuilalt vis-a-vis de resursele noastre. Și atunci când banii nu ne ajung, și vedeți că în Scriptură problema asta banilor e foarte des amintită, e adusă în atenția noastră, ar trebui să avem niște principii, niște priorități după care să ne ghidăm și asta să ne fie foarte clare dacă trebuie le punem pe foaie și când luăm decizii, ne raportăm la ele. Pe de altă parte, și când banii sunt prea mulți, ascultați-mă, pot să fie o problemă destructivă. Pentru că doar atunci ajungi să te cerți și să nu-ți mai vorbești că n-a stabilit locația de concediu pe care a vrut-o ea sau pe care ai vrut-o tu. Sau că nu ți-ai cumpărat mașina pe care ar fi vrut ea sau pe care ai fi vrut tu să o iei. Și o grămadă de lucruri intră deja în discuțiile noastre și intrăm în competiție pe ele tocmai pentru că avem resurse, dar nu le folosim înțelept. Dar mai mult decât atât, când e vorba și de divertismentul pe care îl accesăm sau pe care îl plătim, acesta de foarte multe ori, mai ales dacă mă uit astăzi, la ce ne oferă societatea, poate să ne distrugă ce avem mai important în casele noastre, spiritualitatea familiei noastre. De aceea, mare atenție, mare atenție, când depășim un anumit nivel de bunăstare, când averea crește, să fim înțelepți, să înțelegem că Dumnezeu nu ne-o dă ca să ne distrugă sufletele. Și exact cum spunea fratele Nelu data trecută, el trebuie să fie o binecuvântare și îl rămân binecuvântare cât timp ele ne apropie de Dumnezeu. De altfel, dragilor, dacă ne uităm pe lista de cazuri de la tribunale, cel mai des întâlnit motiv de a da pe cineva în judecată este problema materială, problema averilor. Fie doi frați nu se înțeleg și în Scriptură a venit la Domnul Iisus să-L împace cu frate sau care nu vrea să împartă bine moștenirea. Avram și Lot s-au certat de la ce? De la prea multe binecuvântări pe care Dumnezeu le-a dat. N-au mai încăput. Deci mare atenție și când Dumnezeu ne binecuvintează, cum gestionăm ceea ce Dumnezeu ne dă. Un alt motiv, o altă problemă care apare des în familiile noastre este legată fie de faptul că ești prea dezordonat, fie de faptul că poți să fii un perfecționist. Și unul și altul, și cel dezordonat și cel perfecționist, pot să genereze stări conflictuale în casele noastre, în familiile noastre. S-ar putea, nu știu, să ajungă doi de la extreme să se unească într-o familie și să nu sesizeze acest lucru decât după ce s-au căsătorit. A spune că probabilitatea este destul de mică, dar chiar dacă se ajunge acolo, cred că cei doi trebuie să fie foarte înțelepți. Să aibă grijă să discute, să-și atenueze pozițiile și să găsească o cale de mijloc. Este poate un pic mai ușor când doar unul este într-o anumită extremă, pentru că efortul se face doar dintr-o parte. Dar când amândoi sunt în extreme, un perfecționist întâlnește un și se căsătorește cu un om dezordonat. În prima zi, cum ajung acasă după ce au plecat de la
masa unde a avut, sala unde a avut loc ceremonia, în prima zi, după ce se trezesc, pot să apară tensiuni. Pentru că cel care e perfecționist vrea și cum și-a lăsat hainele de pat, să fie aranjate frumos. Dimineața când se trezește, toate trebuie să fie în ordine. Cum intră în baie și cum își lasă periuța de dinți și pasta de dinți, poate să fie o problemă gravă. Poate. Pe când celălalt n-are nicio treabă. N-are nicio problemă. Și aruncă hainele, pune, apucă, pentru că așa e el. Nu e un argument să persiști în această stare, bineînțeles, dar va trebui un pic mai multă muncă pe zona asta până cei doi se echilibrează. Și aș vrea să vă dau un exemplu practic, care are de-a face cu lucruri serioase, nu cu chestiuni mărunte, cu lucruri serioase. Viața a doi tineri nu se schimbă radical, dramatic când se căsătoresc. Viața a doi tineri se schimbă radical, în mod dramatic, în momentul în care apare primul copil în casa lor. Atunci nu mai faci ce vrei, nu te mai scoli când vrei, nu te mai culci când vrei, nu mai mergi unde vrei. Programul nu-l mai faci tu, ci îl face el. Un alt moment care schimbă dinamica familiei e momentul în care acest copilaș, gingaș, de care ne bucurăm, începe să umble prin casă. Începe să-ți tragă una, să-ți împingă cealaltă, să-ți verse o vază, să meargă în sertarul cu condimente, să le rupă și să ți le presare prin casă. Acum ascultați-mă bine. Vă spun în experiența familiei mele. Doamna mea a avut o creștere și o educație extraordinară acasă. Când mergeam la socra acasă, dacă dădeam cu mâna pe dulap, indiferent când mergeam, nu găseam o urmă de praf. Nu era. Totul era perfect, curat. În acest fel a crescut Natalia. Bineînțeles, căsătorindu-ne, a încercat și cu un pic efort în ce mă privește, a reușit să mai mă modeleze și pe mine, să mă ducă la un standard cât de cât. Dar un moment dificil a fost în momentul în care, în etapa în care Sara a început să umble prin casă. A început să deranjeze lucrurile. Ea, cu aceleași pretenții de a avea casa curată, de a fi totul impecabil, trăia o dramă interioară când vedea că după jumătate de zi de lucru, casa arată dezastru. De ce? Pentru că oricât ar fi încercat să facă curățenie, în 5 minute după ce s-a trezit Sara, orice apuca, orice lua din sertare, împrăștea prin casă, miez, mâncare, orice. E la o vârstă la care copilul nu poți să-l controlezi, chiar dacă încerci să le duci. Nu prea pricepe multe. Dar ce vreau să subliniez cu acest aspect, dragilor? Astfel de momente trebuie să fie tratate cu maxim realism. Nu are cum casa să-ți arate la fel de curată, la fel de aranjată în acele momente, ca și cu 5 minute înainte să-ți primești musafirii. Nu se poate, de multe ori îmi spunea, dar ce mă fac dacă intră cineva în casă? Nu o să moară, nici la nici noi. Simplu. Și cine nu are copii o să înțeleagă lucrul ăsta când nu se aibă primi copii. Și cine a avut deja copii, nici nu mai bagă în seamă, pentru că e de la sine înțeles. Ar fi trebuit să vă fac o poză, să vedeți cum găsesc câteodată holul când ajung acasă, că acum David e în etapa asta. Și după ce aspiră de 3-4 ori prin casă, e suficient în 5 minute, totul arată de parcă n-ar fi lucrat nimic toată ziua. Și dacă aș fi un nătâng, aș veni acasă și aș spune, ce-a ta mizerie în casa asta? Nu? N-ai făcut nimic toată ziua. Ați auzit astfel de discursuri doamnelor? Aș pune mâna să ridicați mâna, dar nu o faceți. Acele doamne care vreodată vi s-a spus acest lucru din partea unui bărbat, care toată ziua a muncit de altfel, a mers, s-a ocupat de cele trebuincioase case, dar când a venit acasă, n-a găsit totul perfect. Păi nici nu se poate. Asta este realitatea.
Și noi i-am spus, Natalie, dragă, decât să muncești o jumătate de zi și să vină copiii și în 5 minute să anuleze tot, mai bine jumătatea de zi consumă, fă altceva constructiv. Că oricum ajungem la același numitor comun seara. Oricât de mult ai muncit toată ziua, nu m-a ascultat, bineînțeles, că acela spirit de a face curat, de a ține totul în regulă, a prevalat. Dar este un stres și aici trebuie să fim foarte atenți. Dragi frați, nu puneți presiuni inutile pe soțiile voastre care rămân acasă să gestioneze casele voastre în lipsa voastră cu niște copii după ele. Îmi spunea Natalia zilele astea, retrăiesc ceea ce trăiam în prima etapă a copiilor noștri. Mai bine nu fac nimic și stau numai cu David, că e mai rentabil. Așa e. Încearcă să facă un alta și când nu l-a supravegheat un pic, a făcut o prostie și nu, dai, mătura, nu vă spun că de când îl avem pe David, cred că am dus covorul la spălat de vreo 4-5 ori. Deci ar trebui la o lună jumătate din nou la spălat. Dar nu facem din asta o tragedie. Ba, uitați, ne amuzăm pe chestiunea asta. De ce? Pentru că nu sunt lucruri esențiale. Trec. Asta, bineînțeles, nu e o încurajare în a fi neglijenți, în a fi nespălați. Doamne ferește, nu despre asta e vorba. Ci vorba de a ne privi contextul în care suntem cu maxim realism. A nu te cheltui pe ceva ce oricum în următoarea jumătate de oră se năruie. Asta legat de cei care poate sunteți prea perfecționiști și vă place totul să fie acasă ca la prefectură. Totul aranjat, totul pregătit, totul la locul lor. Când ai copii în casă e un pic mai greu. Cine reușește asta, merită diplome. Nu spun că nu se poate, am întâlnit și astfel de familii. Eu cred că astea sunt excepții, cazuri aparte, speciale. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei și pe noi. O altă problemă, dacă toți suntem aici la copii, o altă problemă care generează mult stres și multe dezbateri și multe conflicte în casele noastre este problema educației copiilor noștri, a creșterilor. Începând de la unde se dăm la grădiniță, sau poate înainte de asta, ce cărucior luăm, cât buget avem, cât ne permitem. Există o mare presiune, dragilor, de a ne uita la ce se întâmplă lângă noi. Dar copilul cu tare merge și acolo, și curs de not, și de matematică, și olimpiade, și una. Aș vrea să învățăm un lucru astăzi. Familia ta este un unicat. Tu încerca să copiezi ceea ce poate să funcționeze în altă familie. Copilul tău este un unicat. Are niște abilități pe care poate numai el le are. Are un fel al lui de a fi o personalitate a lui proprie. Nu încerca să-l forțezi într-o structură care vezi că la altul poate părea de succes. Nu știu, ne-am stat, de exemplu, și am gândit când ne-am dat fetele la școală, le dăm la școală creștină? Nu le dăm la școală creștină? Important este să stai, să analizezi și să vezi care sunt avantajele și care sunt dezavantajele. Și într-o variantă și în alta. De ce e important acest aspect? Pentru că dacă eu mă duc cu o decizie bazată că X a făcut cu tare lucru, trebuie să-l fac și eu pentru că acolo a funcționat, s-ar putea ca X să aibă un context diferit. Să aibă anumite avantaje circumstanțiale pe care tu ca și familie nu le ai. Iau în calcul doar atât. Distanța. Un element foarte important. S-ar putea ca unei familii să-i fie facil sau foarte ușor să își dea copilul la cea mai apropiată școală, pentru că nu există nicio altă posibilitate de a-l transporta pe copil, nu? Și atunci înseamnă că toate celelalte criterii cad, nici nu le mai în calcul. Dar dacă eu mă forțez să-mi dau copilul la acea școală de renume, nu știu, oricare ar fi ea, unde știu că sunt rezultate extraordinare, să este un profesor extraordinar, din momentul ăla s-ar putea să-mi trag familia după mine într-o problemă pe care mai încolo să nu știu cum să o mai gestionez. Pentru că îmi creez singur tensiuni, îmi bat singur cuie în tălpi. Deci e foarte important, mai ales când încep
să iau decizii importante legătură cu copiii mei, cu felul lor de a-i crește, cu școala unde o să meargă, cu viitorul carierelor lor. Să stau să analizez împreună cu soția, ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea Dumnezeu înțelepciune și să vedem, să luăm o decizie în urma unei analize concrete, cât se poate de obiectiv. Pentru că vor fi avantaje și dezavantaje, fie că vei lua varianta A, vor fi avantaje și dezavantaje, fie că vei lua varianta B. Important este să maximizezi avantajele și să minimalizezi pierderile. De asta e important să vezi ce-i bun într-o parte, ce-i bun în cealaltă, ce-i rău într-o parte, sau care sunt pericolele și care sunt pericolele dincoace, pentru ca să poți să lucrezi la ele. Dar dacă vom tinde să copiem ceea ce a funcționat la alții, tot acest proces nu mai are loc și aici este o mare pierdere. Și nu știu dacă este o variantă absolut bună. S-ar putea să fie și varianta A și varianta B bună, dar în anumite condiții. Și atunci ar trebui să stăm, să vedem care ne se potrivește nouă ca și familie cel mai bine. O altă problemă legată de creșterea copiilor este legată de faptul că un părinte poate fi mai permisiv, iar celălalt poate să fie mai exigent. Și asta nu este rău în sine. E ok că ei se pot echilibra. Problema este când cel permisiv vine și anulează o decizie luată de cel mai exigent în fața copilului. În fața copiilor. Copiii vor specula, dragilor, tocmai această necolaborare între cei doi. Și totdeauna, din reflex, copilul va tinde să-l îndrăgească pe cel mai permisiv. Deși exigența este mai sănătoasă. Și asta spuneți-mi, dacă nu am dreptate și dumneavoastră, ca și părinți, dacă îi să alegeți între un profesor exigent care știe care are rezultate și unul care dă voie la orice se întâmplă la oră, cu siguranță dumneavoastră veți alege un profesor mai exigent pentru că vrei să-ți educe copilul. Dar asta se întâmplă și în casele noastre. Important este ca nu cumva noi, tocmai pe diferențele acestea, să anulăm unul ce face celălalt. Pentru că atunci am semnat dezbinare în casă și primii care vor specula asta vor fi copiii mei. Să nu spuneți că n-ați întâlnit astfel de situații. Merge unul din copii. Ne-am pățit-o de foarte multe ori. În primii ani când au început să vorbească copiii noștri, mergeau și o întrebau pe Natalia, mami, am voie să, nu știu, să mănânce bomboane, să orice erau. Și după ce le dădea Natalia un răspuns, veneau și la mine dacă nu le convenea. Tati, am voie să? Și încercau și la mine. Și odată am făcut imprudența, pentru că le-am luat din experiență, le învățăm, și am răspuns. Fără să-mi dau seama că nu știam că Natalia dăduse alt răspuns. Dar, bineînțeles, comunicând în familie, văzând cum stau lucrurile, ne-am dat seama și atunci am făcut o regulă. Când vine și mă întreabă pe mine, când mă întrebau, că acum nu mă mai întreabă, cum au crescut, mă întrebau, tate, am voie să? Prima întrebare care o puneam, ai vorbit cu mami? Atunci rămâne valabil ce a spus mama. Nici nu mai stăteam la discuții. Rămâne valabil ce a spus mama. Și am încercat o dată, de două, de trei ori și după aceea a văzut că nu mai funcționează și a lăsat o baltă. Pentru că ei vor încerca să speculeze. Le stă în instinct asta. Deci e foarte important să fie o unitate. Chiar dacă suntem diferiți, trebuie să rămână unitate în acțiune. O altă problemă care generează conflicte serioase în casele noastre este legată de dependențe, de vicii. Nu o să insist acum asupra lor. Dar ce recomand în astfel de situații, dacă observați că ele revin, că ele se repetă, că se ajunge din nou în eșec, dragii mei, căutați ajutor specializat. Vă îndemn din toată inima. Nu încercați să ascundeți. Nu asta este soluția. Dacă nu se poate ieși de acolo. Și atât soțul cât și soția văd împreună că problema asta macină familia. Nu o țineți ascuns. Este cea mai perdantă variantă. Căutați ajutor specializat. Haideți, în primul rând, depinde de felul de problemă care îl aveți. Pentru că nu puteți vorbi probleme serioase, mai ales legate de dependențe, cu oricine, oriunde și oricând. Căutați oameni înzestrați.
Atât eu cât și Dani vă stăm la dispoziție în absolut orice problemă. Dar nu numai noi. Nu avem noi monopol pe rezolvarea problemelor. Dar vă îndemn din toate inima numele Domnului Iisus. Apelați la cine vă poate ajuta. Nu rămâneți acolo. Tendința este să acoperiți. Nu asta este soluția. Asta vă va duce la ruină. Nu mai stați acolo, cereți ajutor. O altă problemă serioasă este legată de diferențele dintre bărbați și femeie. Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat diferiți. Și noi nu înțelegem asta, dragilor. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, spune textul că s-a uitat și Dumnezeu a văzut că toate au fost bune, inclusiv Adam. Dar Adam avea nevoie de un ajutor potrivit. Și, dragilor, aș vrea să înțelegem un lucru foarte simplu, dar extrem de important, pe care noi nu vrem să-l luăm în calcul. Dumnezeu nu i-a făcut lui Adam încă un Adam. Nu i-a făcut ceva la fel ca el, ci a făcut o femeie, ceva diferit. Concluzia pe care o trage este foarte simplă. Dacă vrei ca soțul sau soția să fie, să lucreze împreună, să fie unul ajutor pentru celălalt, cei doi nu trebuie să fie la fel. Ci diferențele dintre ei sunt cele care dau valoare progresului familiei mele. Și de ce spun aceste lucruri? Pentru că noi cel mai multe ori când intrăm în tensiuni în familie, încercăm să-l facem pe celălalt după chipul și asemănarea noastră. Și noi vrem ca și el sau ea să fie ca și noi. Să abordeze lucrurile exact ca noi, să gândească ca și noi. Am dreptate. Dar, dragii mei, ascultați-mă bine. Când ați mers acasă, după prima zi, nu după prima, după ziua anunții, și ați desfăcut cadourile. Și ați început să despachetați. Dragilor, cum ar fi fost dacă, nu știu, ați fi primit un, nu știu ce era pe vremea dumneavoastră, un cuptor cu microunde sau un aragaz. Și la următorul pachet care îl desfaci, tot un aragaz. Și absolut toate cadourile să fie dublate. N-ai spune, mă, ce risipă. Asta fi. Da. Ce risipă să fie doi oameni la fel în aceeași familie? De obicei când sunt doi la fel, unul în plus. Nu asta este ideea în familie, trebuie să fim la fel. Diferențele nu sunt o problemă, nu trebuie să genereze ele în sine o problemă în casele noastre, doar ele trebuie să fie gestionate bine. Tocmai asta este ideea. De aceea e foarte important să înțelegem, suntem diferiți, de la ipoteza asta plecăm. Va fi pace în casă nu când vom fi la fel, ci când vom accepta diferențele celuilalt. Este extrem de important. Pentru că de cele mai multe din conflictele noastre, lupta noastră este să-l facem pe celălalt după chipul și asemănarea noastră. Și avem impresia că atunci când el va gândi sau ea va gândi ca și mine, lucrurile se rezolvă, conflictul se stinge. Nu! Conflictul se stinge cu adevărat. Atunci când punem în valoare tocmai diferențele dintre noi. Și tot legat de acest aspect. Da, pe lângă temperamentele pe care Dumnezeu le-a așezat în noi și ele sunt diferite și în baza lor noi acționăm diferit. Pe lângă, nu știu, modul în care un bărbat analizează, gestionează o anumită situație, el e mult mai rațional, pe când o soție va fi mai mult înclinată să judece, să analizeze cu inima lucrurile. În general vorbesc, că sunt excepții și într-o parte și în alta. Dar sunt o grămadă de diferențe. Toate acestea trebuie luate și puse împreună spre binele caselor noastre. Și pe lângă acestea mai trebuie să ținem cont că fiecare din noi suntem formați și venim cu o anumită moștenire din casele noastre. Și noi vom fi tentați să numim normalitate ceea ce s-a întâmplat în casa noastră. Vis-a-vis de cum se gestionează banii, nu știu, vis-a-vis de cum se iau decizii, vis-a-vis de cine aspiră în casă, cine spală vasele. Ce ai văzut la tine în casă, că a făcut tata și mama, ți se pare că aia ar trebui să se întâmple și în noua ta familie. Dar persoana care vine alături de tine vine cu o altă moștenire, cu o altă formare, cu o altă normalitate a ei. Și toate aceste lucruri, aceste două normalități, puse una lângă alta,
nu neapărat sunt identici, nu neapărat se suprapun. Și atunci cei doi trebuie să stea, să se analizeze și acest lucru de dorit este să se întâmple prin discuții în timpul logotnei. Ce vom face cu banii de nuntă? Cum îi vom investi? Unde vom locui? Cum vom face cu locuința? Suntem dispuși să luăm un credit? Nu suntem dispuși să luăm un credit? Dacă aceste lucruri nu le pregătim încă înainte de ziua anunții, s-ar putea să ne trezim după ziua anunții cu o mare problemă pe care să nu știm cum să o gestionăm. Și toate aceste lucruri trebuie discutate. Ar trebui rezolvate cel puțin la nivel de principii înainte ca doi tineri să ajungă într-o relație de căsătorie. Pentru că acestea pot fi generatoare de tensiuni și de conflicte. Diferențele profesionale, și nu mai insist aici, pentru că unul are, nu știu, o profesie și îi oferă un statut, există riscul ca să vină acasă cu același statut și să îl domine celălalt pe celălalt doar prin faptul că are un anumit statut, că el știe, că el poate sau că ea e în stare și celălalt poate nici măcar n-are un loc de muncă și nu avem voie să-l umilim pe celălalt de lângă noi, pentru că noi poate suntem mai importanți în viața noastră publică, din punct de vedere profesional, suntem mai realizați. Dragilor, în familie, bucuriile unuia sunt și bucuriile celuilalt. Realizările unuia, chiar și din punct de vedere profesional, sunt realizările și celuilalt. Ascultați-mă bine. Din punct de vedere al carierei pentru o doamnă, e un pic mai complicat decât pentru un bărbat. Pentru că oricât ar învăța, la un moment dat trebuie să-și întrerupă orice studii și să ne facă nouă copii. Și este un sacrificiu. Ar fi, dați-mi voi să vă spun, o mojicie mare din partea unui bărbat. Să se uite de sus la soția lui și să spună, ha, tu n-ai fost în stare să faci sau să termini o școală. Pe normal, s-ar putea. Că i-au stat acasă să-ți crească 1, 2, 3, 4, nu știu câți prunci. Și au pus deoparte toată realizarea ei. Cu ghilimele de rigoare, realizare, că aici trebuie definit bine. Și s-a consacrat în întregime asupra lucrurilor care sunt cu adevărat cele mai importante, și anume copiii noștri. Să-și permită un bărbat să vină să se uite de sus, că tu n-ai reușit să faci nimic. Și știți când apar astfel de discuții? De obicei după ce pruncii deja sunt mari. Păi normal. Că atunci încep să vină pretențiile. Păi da, tu n-ai făcut, tu n-ai făcut. Sau unii mai spun, te-am ținut ca pe o doamnă acasă. Serios. Ce-ar fi să schimbăm rolul? O săptămână numai să stea bărbații cu 2-3 prunci acasă, vă spun eu. V-ați schimbat cel puțin total părerea despre ce înseamnă să crești sau să administrezi acasă, să administrezi o casă cu 2-3 prunci pe lângă tine. Ați începe să prețuiți mult mai mult ceea ce fac doamnele dumneavoastră acasă. Aici știu că mi-ați dat un like, surorilor. Da. Haideți să mergem un pic și o să rog pe Nicu să pună câteva slide-uri, să vedem care este și cu acest verset în minte, da? Vom porni în vizualizarea acestor slide-uri. Deci, nu știu, sper să se vadă acolo. Orice conflict are o zonă de creștere și una de descreștere. Acum, graficele și teoriile sunt foarte multe. Eu vă spun sincer, am luat acest grafic. L-am întâlnit la domnul profesor Tofană și mi s-a părut bine, bine articulat și am să trec rapid peste el. Și este o etapă de îndepărtare, una de divergență și una de atac. Și acolo culminează conflictul. Și apoi graficul scade, apare retragerea, convergența și apropierea. Și acum dacă ne uităm la, le luăm pe rând, îndepărtarea are de-a face cu observarea diferențelor. De aici pornește totul. Observ că ceva e diferit față de cum te aștepta. Ți se pare că ceva e altfel decât normalul pe care tu îl sesizai până atunci. Te concentrezi pe diferențe și problema devine problemă când diferențele acestea le consideri ca fiind o amenințare pentru tine,
pentru ceea ce tu vrei să faci, pentru scopurile tale sau pentru realizările tale. Și atunci treci în a doua etapă, în divergență, și primul lucru care îl faci, începi să colectezi informații pentru acuzare și începi să-ți faci dosarul. Și începi să stai, să te gândești și să spui, dar tu totdeauna așa sau tu niciodată așa, dar și în situația respectivă tu așa, și începi să procesezi și să evaluezi situația din casa ta, din familia ta, ținând cont de acele diferențe inițiale și să vezi cum ele au devenit un tipar în viața de familie. Apoi, încep să cauți, și aici este un punct de turnură, când încep să cauți aliați. Și când încep să te duci acasă la mama ta sau la tatăl tău să-i spui, uite ce probleme am acasă. Și aici este fatal când părinții n-au înțelepciunea să-i oblige să facă stânga împrejur și tu te rezolvă-ți lucrurile acasă. Este fatal când părintele, atât a soțului cât și a soției, nu are înțelepciunea să întoarcă din drum înapoi și să le spună problemele voastre vi le rezolvați acasă între voi. Pentru că aici este un moment de turnură și o să vedem înspre final, când încep să-mi caut aliați, încep să caut alți oameni care gândesc ca mine și să-mi pun la punct tot armamentul. Și îmi pregătesc atacul. Și după aceea vine atacul propriu-zis, când ce mă interesează, de fapt, e să subminez poziția celuilalt și asta va duce la distrugerea uneori lucrurilor, a oamenilor, a resurselor pe care le avem în casă și, până la urmă, la propria distrugere. Și ăsta este un moment de maximă intensitate și apoi apare retragerea. Poți să pui, Nicule, te rog, așa, în care încetează conflictul, recur la un armistițiu și mă retrag propriu-zis și apoi, la convergență, încep să restabilesc comunicarea, îți dispus să stau să văd, să discut anumite posibilități, variante, ok, vrem să ieșim din conflict, dar în ce fel? Și putem găsi varianta A, varianta B, stăm la discuții și un punct important este împărtășirea emoțiilor. Și după asta are loc apropierea în care trec la reconciliere și regret, apelez la iertare, cer iertare și ofer iertare și după aceea implementarea păcii. Poți să duci lucrurile mai departe și aici. Așa să, de ce am prezentat toată diagrama asta. Sunt două puncte importante care vreau să le subliniez. Momentul care schimbă cursul unui conflict e ceea ce scrie acolo sus pe slide, dacă vedeți. Când recunoști că prețul conflictului e mai mare decât prețul păcii. Ești dispus, după ce ai escaladat un conflict, să te oprești din el și să schimbi strategia. Cât de nesăbuiți suntem de multe ori când persistăm într-o stare conflictuală și doi soți nu-și vorbesc cu zile, cu săptămâni, în unele situații luni, în alte situații și mai grav, ani de zile nu și-au vorbit. De la un conflict pe care l-au gestionat prost. Și-au escaladat conflictul și-au pierdut enorm de mult. Este un moment de inteligență maximă când înțelegi și vezi că mai mult pierzi rămânând în conflict decât dacă accepți, chiar cu anumite pierderi, să atenuezi conflictul. Să rezolvi conflictul. Prețul pe care îl plătești rămânând angajat în conflict totdeauna este mai mare decât prețul păcii. Și până nu înțelegi lucrul ăsta, s-ar putea să rămâi înțepenit în orgoliul tău, în pozițiile tale nenegociabile, să spui cât îți eu aici, cât eu aduc bani în casă și avem noi, auzim tot felul de astfel de replici. Atâta timp se face cum zic eu, cum vreau eu, pentru că eu așa vreau. Și vreau să mai subliniez un lucru. Vedeți acolo dungă roșie. Aia marcează o limită peste care, dacă se trece, e foarte greu să mai revii. De aceea, cât timp un conflict rămâne în casa ta, sunt mult mai multe posibilități de a-l gestiona constructiv în cadrul casei tale. Când începi să cauți aliați în stânga și în dreapta, indiferent cine ar fi ei, deja conflictul iasă în afară și mult mai greu de controlat.
E mult mai greu de gestionat. De aceea, cel mai înțelept ar fi, dacă tot apar situații tensionate care degenerează sau ajung la un conflict, foarte important lucru, nu uitați lucrul ăsta. Poți opri revărsarea celor ape până nu-i prea târziu. Când ai trecut linia roșie în sus, s-ar putea pierderile să fie mai mari decât te-ai gândit. S-ar putea să te coste mai mult decât ai anticipat. De aceea, în momentul în care ajungi și îți dai seama că e o situație conflictuală, că e o problemă acolo, cel mai important lucru care ar trebui să-l faci în astfel de situații e să treci direct la partea asta, la altă, de pe partea dreaptă. Să-ți împărtășești emoțiile, să-i spui, uite, dragule, uite, draga mea, lucrul pe care tu-l faci produce în mine atâta durere. Și poate nu vrei să o faci cu intenție, dar lucrul ăsta pe care în mod repetat îl faci în fiecare zi, măcar că te-am rugat să nu-l mai faci, în mintea mea se traduce cu oarecare dispreț, cu oarecare lipsă de respect față de mine. Și asta mă toare, asta mă întristează. Atât că e soția, cât poate să fie și bărbatul într-o astfel de situație. Observați, cât timp lucrurile rămân sub linia roșie, sunt șanse mari ca orice conflict să aibă o turnură constructivă. Și acum, în grabă, haideți să mergem la ultimele aspecte, câteva repere în gestionarea conflictelor. Și aș vrea să afirm și să reiau o idee pe care fratele Nelu Mureșanu a amintit-o data trecută și mi se pare extrem de importantă. Nu uita că scopul lui Dumnezeu în familia ta este să vă sfințească și pe unul și pe altul. Dragii mei, relația dintre soț și soție are un anumit scop. Și Dumnezeu pune un bărbat și o femeie într-o relație specială pentru a se ajuta reciproc în vederea sfințirii. Relația dintre soț și soție este menită să ne ducă la desăvârșire, la sfințire, la apropiere de Dumnezeu. Din acest punct de vedere, familia este cel mai bun șantier în care Dumnezeu prelucrează ființele noastre. Nu uitați acest lucru. Orice conflict care apare în familia noastră scoate în evidență o imperfecțiune, o carență, uneori un păcat de care trebuie să ne pocăim. De aceea, din acest punct de vedere, conflictul poate să fie generator de progres, poate să fie oportunitate care să ducă la maturizarea familiei noastre. Și cei care aveți 20 de ani, peste 20 de ani de căsătorie, spuneți-mi dacă nu am dreptate. În prima etapă a căsătoriei v-ați certat poate de mai multe ori pe același subiect, dar după o vreme acele certuri s-au rărit pentru că ați învățat, ați progresat, ați crescut, v-ați maturizat. Ar fi un gest de imaturitate ca după 10 ani de zile să mă cert exact pe aceleași lucruri, să am tensiuni în casă exact pe aceleași lucruri pe care am avut în primii ani. Asta înseamnă că nu am învățat nimic. Tensiunile, conflictul în familie, nu e neapărat rău în sine. Atenție, nu înseamnă că trebuie să le generăm intenționat. Nu asta vreau să spun. Ele vin de la sine pentru că suntem imperfecți. Intrăm în relația de căsătorie imperfecți fiind, cu păcatele noastre, cu carențele noastre, o stare de conflict în general. Asta face, scoate la iveală. Dă pe față o carență pe care eu trebuie să-mi îndrept sau un păcat de care trebuie să mă pocăiesc. De aceea, sublinez aici un aspect foarte important. Orice rămânere în conflict, orice conflict care nu se rezolvă, în ultimă instanță, aș vrea să înțelegi bine astăzi, are la bază, deci sublinez, rămânere în conflict, da? Când nu se ajunge la nicio soluție, are la bază un aspect de ordin spiritual. Dragii mei, dacă Dumnezeu vrea să ne sfințească, dacă Dumnezeu vrea să ne prelucreze, încăpățânarea mea devine un păcat. Când eu mă opun voii lui Dumnezeu și spun, nu, eu nu mă schimb. Asta înseamnă să-L înfrunt pe Dumnezeu. Asta înseamnă să am o atitudine lipsită de pocăință. De aceea, când vorbim despre reconciliere, când vorbim despre a face din conflictele noastre ceva bun pentru familia noastră, a considera conflictul o oportunitate, pornind de la această premisă,
Primul lucru pe care trebuie să-l luăm în calcul e pocăința noastră. Este o condiție preliminară. Fără o atitudine de pocăință, nu avem cum să progresăm. Al doilea lucru care aș vrea să subliniez este legat de faptul că cel care are ultimul cuvânt în biserică, în familia noastră, nu este nici bărbatul, nici soția, ci este Hristos. Și aș vrea aici doar să amintesc textul din Efeseni, în capitolul 5. Apostolul Pavel spune, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, și bărbaților în versetul 25 le spune, iubiți-vă nevestele. Dar înainte de aceste versete, versetul 21 spune, supuneți-vă unii altora lui Hristos. Asta înseamnă că atât soțul cât și soția au o autoritate deasupra lor la care se raportează. De aceea, atât pentru iubirea soțiilor, Hristos este exemplu pentru noi, cât și supunerea lui Hristos față de Dumnezeu Tatăl este exemplu pentru soțiile noastre. Cu alte cuvinte, nu eu trebuie să-i dictez soției mele cum să-mi fie supusă, ci Hristos ne dă exemplu cum trebuie să-mi fie supusă mie soția. Pe de altă parte, nu eu trebuie să dictez cum să-mi iubesc soția sau soția să-mi spună, bine, tu așa trebuie să mă iubești. Bărbaților, spune Pavel, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pentru sine. Și un al treilea lucru care aș vrea să subliniez dimineața asta este că trebuie să învățăm să iertăm. Pavel ne spune în Coloseni, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Amin? Și cu asta se termină orice conflict. Dar e foarte important ce spune Pavel. Dacă unul are pricină, nu-i vorba de impresii, de aia spuneam de la început. Asta se rezolvă rapid. Când îți rămânești că e numai percepții, nu ești în conflict. Când treci dincolo și ai motive obiective, să te plângi de celălalt. Iartă după modelul lui Hristos. Și aș vrea să spun aici un lucru, îngăduiți-mi. Știu că uneori ți-e greu să ierți. Știu că uneori se produce acolo o rană, o cicatrice care din nou e zgândărită și zgândărită și când revii asupra aceleași probleme, fie că e soț, fie că soție și trebuie să pansezi din nou și să repari din nou aceeași chestiune, durerea e amplificată și la un moment dat te întrebi, mai merită să iert? În acele momente trebuie să aprici ce spune Pavel aici. Trebuie să ierți ca și Hristos. Cum te iartă Hristos? Simplu. Și când nu meriți și exprimarea este incorrectă, niciodată nu meriți. Niciodată Hristos când te iartă nu se uită la mine și spune sau când mă iartă pe mine, merită să-L iert pe Beni. Niciodată. Niciodată nu poți să faci ceva ca să merit iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu mă iartă. Dar în același timp, aș vrea să subliniez și celălalt aspect. Cel care păcătuiește și păcătuiește, trebuie să se și pocăiască. Trebuie să și recunoască vina. În familie, dacă nu se întâmplă acest lucru, pe termen lung, nu știu cum va rezista o astfel de familie. Pentru că și mila lui Dumnezeu la un moment dat se termină. Și iertarea lui Dumnezeu e acordată doar celui care recunoaște că a greșit, recunoaște că a păcătuit. Deci așa te culca pe ureche și a spune, lasă că mă iartă că doar n-are ce să facă. Nu e abordare constructivă, dimpotrivă. În felul acesta îl ofensăm direct pe Dumnezeu. De aceea vă încurajez, când ajungeți la capătul puterilor și spuneți, nu mai pot, uitați-vă la Hristos, la modelul lui de iertare și asta să ne inspire. Și un ultim lucru cu care închei, doar îl amintesc, mi se pare foarte important. Ca să putem gestiona bine conflictele, trebuie să redescoperim valoarea sabatului, valoarea odihnei.
Dragilor, de multe ori suntem prea obosiți, prea stresați cu munca, cu agoniseala, cu averea și suntem un pachet de nervi când ajungem acasă. Suntem epuizați din toate punctele de vedere. Și acasă avem pretenția uneori să fim tratați ca niște regi. Dar uităm că și acasă când ajungem, întâlnim pe partenerul nostru, soția sau soțul nostru, care poate să fie exact în această stare și unde ajungem. Și atunci trebuie să învățăm ceea ce Dumnezeu ne învață, să avem momente de refacere interioară. Și asta se numește sabat. Asta înseamnă să faci acest ciclu muncă, oprire. Muncă, oprire. Și dacă în viața mea de familie nu am acest ciclu, îmi epuizez familia. Și de cele mai multe ori ajungem la burnout. Pentru că nu știm să facem diferența între nevoi reale și ceea ce vrem noi. Ne dorim o grămadă de lucruri de care nu avem neapărat nevoie și acele lucruri ne împovărează familia. Și acele lucruri ne consumă toată energia și ne iau timpul cel mai important. Și spuneți-mi, unde ne tăiem de cele mai multe ori? Din relația noastră cu Dumnezeu. Ori dacă Dumnezeu vrea să ne sfințească, dragilor, și proiectul familiei e unul al sfințirii, suntem exact în contratimp cu Dumnezeu. De aceea trebuie să ne restructurăm toate prioritățile și asta ar trebui să se întâmple în ziua noastră, de duminică. Pentru asta a fost dată de Dumnezeu. Care să te oprești, să te uiți la săptămâna care a trecut, cât te-a apropiat de Dumnezeu. Pe mine și pe familia mea. Cât din ceea ce am muncit, cu adevărat binecuvântare, Dumnezeu a pus acolo harul Lui în ceea ce am muncit și am făcut și cât m-a depărtat de Dumnezeu. Pentru că decăderea spirituală, dragii mei, nu survine într-o zi, nici în două, ci un proces. Și ceea ce poate să oprească procesul ăsta al decăderii, tocmai ziua de sabat, când chiar dacă graficul merge spre decădere, vine ziua de sabat și te aduce la linia de putere. Pentru că vii aici în prezența lui Dumnezeu și stai acasă cu scripturile în brațe și îți aduni familia lângă tine și te concentrezi asupra planului lui Dumnezeu cu privire la casa ta, la familia ta. De asta nu tăiați din ziua Domnului pentru relaxare. Odihnă nu-i egal relaxare. Odihnă din punctul de vedere al lui Dumnezeu e rămânerea în prezența lui Dumnezeu cu acest spirit de autoevaluare. Mă uit în trecut și văd cât l-am onorat pe Dumnezeu în săptămâna care a trecut. Asta înseamnă sabat. Și uitați-vă în Scriptură. Asta le cerea Dumnezeu israeliților. Vorbește copilul lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu, Domnul, că eu sunt Domnul care vă sfințesc, spune în Exod, capitolul 31, versetul 13. Să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va încălca va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit în mijlocul poporului. Să lucrezi 6 zile, dar a 7-a este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moartea. Copilul Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașilor ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între mine și copilul Israel un semn veșnic, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, în a 7-a s-a odihnit și a răsuflat. De ce s-a odihnit Dumnezeu? Spuneți-mi. Ca noi să pricepem bine astăzi că sabatul nu ține de lege, ci de cum funcționează ființa umană. Și că Dumnezeu ne-a dat acest semn ca să nu uităm că El e Cel care ne sfințește, spune aici în text. Deci, dragilor, dacă familia scârție, de aici cred că este locul de unde trebuie să începem refacerea caselor noastre. Să ne apropiem și soțul și soția de Dumnezeu. Și când ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem unii de alții. De aceea spuneam, rămânerea într-un conflict pe termen lung denotă, arată că la bază este o problemă de ordin spiritual. Arată că eu nu vreau să mă pocăiesc, arată că eu nu vreau să mă schimb. Și asta înseamnă că refuz planul lui Dumnezeu în ce privește schimbarea și transformarea mea. Iertați-mă că m-am lungit. Dar acest lucru n-am vrut să-l las, să nu-l spun astăzi, pentru că mi se pare fundamental. Mi se pare fundamental. Dacă viața ta de familie scârție și nu unde trebuie, diște să începi. Reconsideră-ți sabatul, ziua de odihnă. Învață să te oprești, să te odihnești, nu să te relaxezi. Nu despre asta e vorba. Ci să-ți odihnești sufletul în prezența lui Dumnezeu. Reamintindu-ți că e Dumnezeul tău care vrea să te sfințească, începând cu casa ta, cu familia ta. Și a pus lângă tine cea mai potrivită persoană pentru
duritatea pe care tu o ai. Nimeni altceva nu te poate șlefui ca și soțul sau soția ta. Orice vădare în divorț e o părăsire a planului lui Dumnezeu. Deci noi nu acceptăm sub nicio formă, nu justificăm sub nicio formă ideea de divorț. Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm.